A șaptea povestire, în care e vorba de palatul Creesei Zăpezii și despre ce s-a întâmplat acolo. Pereții palatului erau făcuți din zăpadă viscolită. Ferestrele și ușile din vânturi vijelioase erau peste 100 de încăperi, toate așa cum le alcătuia zăpada. Cea mai mare era așa de întinsă că puteai să mergi câteva ceasuri prin ea de la un capăt la altul. Toate erau luminate de aurora boreală și erau goale, ghețoase, reci și sclipitoare. Aici nu era niciodată vreo petrecere, nici măcar un bal de urși la care vijelia să cânte și urși și albi să meargă în două picioare și să joace, nici măcar o sindrofie cu domnișoare vulpi argintii. În palatul Creesei Zăpezii era pustiu și frig. Aurora boreală se deslușea atât de bine încât îi puteai număra perdelele de lumină. În mijlocul acestei săle mărginite și pustii era un lac înghețat care se sfărâmase în mii de bucăți. Dar bucățile semănau între ele așa de tare încât era o adevărată minunăție. În mijlocul lacului ședea Creasa Zăpezii când era acasă și atunci zicea că șade pe oglinda înțelepciunii și că această oglindă e cea mai bună din lume. Carl era vână de frig. Ba chiar aproape negru, dar nu simțea că e frig, fiindcă Creasa Zăpezii îi luase cu o sărutare simțul frigului și inima lui era ca un bulgăre de gheață. Acum se juca, lua bucăți de gheață netede ca niște tăblițe și alcătuia din ele tot felul de figuri, așa cum se joacă la noi copiii cu cuburi. Jocul lui era așa zisul joc de gheață al înțelepciunii. În ochii lui, figurile erau frumoase și de foarte mare însemnătate și asta din pricina ciobului de sticlă pe care îl avea în ochi. Așeza bucățile de gheață în așa fel încât să formeze un cuvânt, dar niciodată nu izbutea să formeze cuvântul pe care îl voia și care era veșnicia. Creasa Zăpezii îi spusese așa: dacă izbutești să formezi cuvântul acesta, atunci ai să fii stăpân pe tine însuți și eu am să-ți dăruiesc lumea întreagă și pe deasupra o pereche de patine noi. Dar Carl nu putea să formeze cuvântul. Mă duc în țările calde, a spus Creasa Zăpezii. Vreau să mă uit în căldările cele negre. Căldările cele negre erau munții Etna și Vezuviu, care scuipă flăcări. Am să-i mai înălbesc puțin. Și asta nu-i rău. Ba chiar e bine pentru lămâi și struguri. Și Creasa Zăpezii a plecat în zbor și Carl a rămas singur în sala cea mare de gheață, întinsă cât vedeai cu ochii și pustie. Se uita la bucățile de gheață și se tot gândea și-i trosnea capul de atâta gândire și cum stătea neclintit și țeapăn, ai fi crezut că-i și el un sloi de gheață. În vremea asta, Greta a ajuns la palat și a intrat pe poartă. Vânturi tăioase au întâmpinat-o. Ea a spus o rugăciune și vânturile îndată au stat pe loc și s-au culcat. Și a intrat în săile palatului mari, goale și reci. Și deodată l-a zărit pe Carl. S-a dus repede la el, l-a luat de după gât, l-a strâns în brațe și i-a spus: Carl, bine că te-am găsit! Carl însă ședea nemișcat, țeapăn și rece. Greta a început să plângă și lacrimile ei fierbinți au căzut pe pieptul lui, au pătruns până la inimă și au topit bulgările de gheață și au mistuit ciobul de oglindă. El s-a uitat la dânsa și a început să cânte: ce frumoși sunt trandafirii și cad pradă ofilirii, traiul nostru e mai bun că înflorim și la Crăciun. Când a auzit cântecul, Carl a izbucnit în plâns și lacrimile când au curs, au luat cu ele și așchea de oglindă din noi și atunci el a cunoscut-o și a strigat plin de bucurie: Greta, Greta, dar unde ai fost atâta vreme? Și eu, unde am fost? Și s-a uitat împrejurul lui. Vai, ce frig e aici, ce pustiu! Și s-a lipit de Greta și ea plângea și râdea de bucurie. Era așa de frumos, încât până și bucățile de gheață jucau de bucurie și după ce s-au săturat de jucat, s-au așezat iar jos
și au alcătuit tocmai cuvântul de care spusese creasă zăpezii că dacă are să-l formeze Carl, el are să ajungă stăpân pe sine însuși, iar ea are să-i dea lumea întreagă și o pereche de patine noi. Greta l-a sărutat pe obraj și obrajii s-au făcut roșii. L-a sărutat pe ochi și ochii au strălucit, ca și a ei. I-a sărutat mâinile și picioarele și el s-a înzdrăvenit și s-a înviorat. Acum când creasa zăpezii avea să se întoarcă acasă, avea să găsească dezlegarea lui de vrajă scrisă cu bucăți sclipitoare de gheață. Cei doi copii s-au luat de mână și au ieșit din palat, au început să vorbească de bunica și de trandafirii din Streașină. Și pe unde mergeau ei, vânturile nu mai băteau și ieșea soarele. Când au ajuns la copăcelul cu poame roșii, renul era acolo și aștepta. Cu el era și un ren mai tânăr, cu ugerul plin și renul acela le-a dat copiilor lapte cald și i-a sărutat pe frunte. Și renii i-au luat apoi în spate pe copii și i-au dus la căsuța finlandezei și aici s-au încălzit bine și pe urmă la căsuța Laponei. Lapona în vremea asta le făcuse hăinuțe noi și le dresese Sania. Cei doi reni și cu Lapona i-au dus pe copii până la hotarele țării. Acolo unde începea iarba, copiii și-au luat rămas bun de la Lapona și de la reni. Păsările cântau și copacii erau muguriți. Și deodată au văzut în fața lor o fetiță călare pe un cal frumos, pe care Greta îl cunoștea. Fusese înhămat la caleașca de aur. Fetița purta o căciuliță roșie și avea pistoale la brâu. Era fetița de tâlhar. Se săturase de stat acasă și plecase acum în lumea largă. Mai întâi către miază noapte și după aceea avea de gând să ajungă și prin alte părți ale lumii. A cunoscut-o îndată pe Greta și Greta pe ea. Și amândouă s-au bucurat grozav. Te pricep strașnic să cutreier lumea, i-a spus ea lui Carl. Dar oare meriți tu să umble cineva după tine și să te caute tocmai la capătul pământului? Greta a bătut-o ușurel pe obraz și a întrebat-o ce făcea prințul și prințesa. Au plecat în străinătate, a spus fetița de tâlhar. Dar cioroiul? A întrebat Greta. Cioroiul a murit și drăguța lui cea domestică acum e văduvă. Și a legat-o ață neagră de picior și plânge după el. Dar ea spune, tu ce ai făcut și cum l-ai găsit? Greta și cu Carl i-au povestit tot. Fetița de tâlhar i-a luat pe amândoi de mână și le-a spus că atunci când are să treacă prin orașul lor, are să vie pe la ei. Și după aceea a pornit iar în lumea largă. Și Carl și Greta au plecat și ei mai departe, mână în mână. Și pe unde ajungeau era primăvară cu iarbă verde și flori. Și deodată au zărit turnurile unui oraș. Era chiar al lor. Au intrat în oraș și au ajuns acasă la bunica. Și s-au urcat în odăiță unde toate erau la locul lor ca altădată. Ceasornicul spunea tic-tac și arătătoarele se mișcau. Dar când au intrat pe ușă, au văzut că acum erau mari, oameni în toată firea. Trandafirii din Streașină erau înfloriți și lângă trandafiri erau scăunele pe care ședeau când erau copii. Carl și Greta s-au așezat fiecare pe scăunelul lui, ținându-se de mână. Măreția rece și pustie din palatul creisei zăpezii o uitaseră ca pe un vis apăsător. Bunica își sedea la soare și citea. Dacă nu veți fi cum sunt copiii, nu veți vedea împărăția cerurilor. Carl și Greta s-au uitat unul la altul și deodată au înțeles cântecul cel vechi. Ce frumoși sunt trandafirii și cad pradă ofilirii. Traiul nostru e mai bun, că înflorim și la Crăciun. Erau acum amândoi oameni în toată firea și totuși copii. Copii în inimile lor și acum venise vara, vara caldă și binefăcătoare.